Ministrul Familiei Natalia Intoteru a declarat în urma discuțiilor avute cu grupul interministerial, din care fac parte toți factorii decizionali în politicile derulate de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, că s-a ajuns la mai multe concluzii ce se vor concretiza în curând, strategiile elaborate urmând a fi adoptate de guvern. Astfel, în perioada 15 septembrie-15 octombrie 2023, în fiecare județ din țară, un număr de 100 de copii instituționalizați sau care au trecut recent prin diverse tragedii vor beneficia de un weekend într-o tabără locală. În curând vom demara în toate județele țării o campanie de informare a adolescenților instituționalizați cu vârsta de 17 ani și a mamelor minore cu privire la drepturile pe care le au. Totodată, până în anul 2025 se va extinde în toată țara proiectul Venus, care presupune monitorizarea agresorilor cu brățări electronice. Împreună cu Agenția Națională Antidrog și Ministerul Educației vom finaliza aplicația online de prevenire a consumului de droguri. Vom elabora un proiect pentru sprijinirea copiilor care suferă de autism și avem în vedere proiecte menite să sprijine familiile monoparentale, dar și politici care să îi ajute pe copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate. Strategia pentru copii este în curs de avizare, iar strategia pentru tineret tocmai și-a încheiat procesul de transparență. Cele două documente extrem de importante vor ajunge în curând pe masa guvernului pentru a fi adoptate, a concluzionat ministrul Natalia Intoteru pe pagina sa de Facebook.